Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sărbători fericite tuturor. Este o seară deosebită, este sărbătoare, este a doua zi de Crăciun și aici la noi în platou este sărbătoare și nu putea lipsi, bineînțeles, o nouă ediție a Galei Premiilor Puii de Aur, pe care am onoarea să o prezint alături de nimeni altul decât maestrul Florin Piersic. Extraordinar! Vă mulțumesc din suflet! Mi-era dor de voi mai rău decât mi-e dor de Cluj! Vă iubesc, vă mulțumesc, copii! Vă mulțumesc din suflet! Este ultima ediție din acest an! Nu se putea! Nu se putea! Se dărâma decorul! Dacă se făcea o emisiune fără mine, așa că iată-mă, să începem Gala Premiilor Puii de Aur, aplauze! Așa, nu vă mai fac eu semn când să aplaudați, când simțiți nevoia, dați-i drumul, fiți atenți! Premiul special acordat de către Guinness Book domnului Mircea Joană pentru cel mai scurt mandat prezidențial, o noapte, aplauze, mă! Extraordinar! Totodată, domnul Mircea Joană este felicitat pentru că a devenit mai prezent în bancuri decât însuși Bulă. Iată câteva exemple. Cum se pune dopul de la șampanie la loc? Întrebați-l pe Joană că vă spune el. Ce au făcut românii în mandatul lui Joană? Au dormit? Sau, ascultă, asta este extraordinară. Mor! Mă întind pe jos și mor dacă nu vă spun. Băsesc cu două puncte. Vara nu e ca iarna. Joană, două puncte. Seara nu e ca dimineața. Mă aplauze. Mircea Joană. Mircea Joană va ține astăzi o conferință de presă în care va demonstra că filmulețul în care Țopă e fericit este trucat. Un trucaj ordinar! Băsescu a recunoscut că a bătut un copil. În sfârșit a recunoscut că a bătut un copil pe Joană. Aplauze! Acestea fiind bancurile, trecem mai departe. Premiul pentru cel mai bun actor politic, comisarul Băsescu, în superproducția Cu mâinile curtate. Să vedem imagini. Hai să vedem. I-am cerut. În continuare, se acordă premiul pentru film cu mafioți peliculei Numărătoarea cu Adrian Videanu și Viorel Hrebenciuc în rolurile principale. Imagini, vă rog, hai să vedem. Băi, Viorica, eu nu mai numărăm. Hai, vino încoace, că uite, sunt cu colegii de la mass media. Îți dăm datele noi finale. Suntem la noi în 22. Pe cuvânt de onoare ți le dăm. Pe cuvânt de onoare. Sub cuvântul meu de onoare, păi, dar sunt aici cu 20 de oameni, mă, Viorica. Tot. Dacă vrei, Viorel, pe cuvânt de onoare, îți pun la dispoziție toate datele. Serios. Ce zice? Nu vrea să vină, ci că s-au furat vreo două voturi la Arad. Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar se acordă alegătorilor români, fiindcă la aceste alegeri au făcut figurație, mă! Măcar aplauzele noastre. Aplauzele noastre pentru alegătorii români. În continuare, premiul pentru cel mai bun film science fiction se acordă alegătorilor români din Franța pentru că au reușit să voteze cu un ritm de 30 de secunde la fiecare vot. Felicitările noastre! Doamnelor și domnilor, am ajuns și la ultimul premiu, iar ăsta este chiar pe bune. Emisiunea noastră are onoarea să acorde premiul pentru cel mai iubit român.
În afară de politicieni, căci firește, ei sunt cei mai iubiți. Să urmărim imagini cu premiantul nostru. Hai să vedem imagini. Dragi prieteni, eu aș vrea să vă povestesc ceva din copilăria mea. Parcă a fost ieri, parcă a fost ieri. Este un castravete. Un castravete este un fruct dicotiledonat de culoare galben-verzuie. Le face parte din familia curcubitaceilor. Are tulpina în formă de vrej, se mulțește prin semințe și are 98% apă. Gata. Da, da. Dacă doriți, eu pot să-mi scot și cizmele. Nu, moșule, nu, lasă-le, moșule. N-am ce-ți face, înțelegi, degeaba, că n-am ce-ți face. Aha. 33. Ce? 33? Moșule, n-ai minte, moșule? Nu, n-am, nici tata n-a avut, nici toată familia n-a avut, noi am fost sănătoși cu toți. N-am ce face. Nu sunteți normali! Ce surpriză! Ați putut să-mi faceți! Nu eu să stăm așa? Da, de ce stați așa, domnilor? Pentru că profilul ăsta ne prinde cel mai bine! Băi, Bendeac, ești extraordinar, mă! Cum poți să mă imiți? Te iubesc, mă, ești extraordinar! Auzi, vreau să spun... Spune tu! Da, spune tu, Mijin! Vreau să spun, pentru mine, este, cum să spun eu, mare bucurie să îl întâlnesc pe Florin Piersic. Ești extra, nu trebuie! Nu te rog, Mișu, nu te rog! Aș vrea să sănut mâna nu se pentru poate. Tot ce ai nu făcut. Se poate. Ba da, nu se poate, ba da. Nu se din la ruși, Mișule. Vreau să spun atât. Florine, îți spun adevărat și am auzit că ai ținut o un fel de prelegere despre teatru românesc la UNESCO. Scurtă, 6 ore am urmă. Da, extraordinar. Numai 6 ore. Atât, era îngrăbit, aveam avion. Și după asta am auzit că te-ai suit într-un metrou. Așa, în metrou, nu avion, da. Dar într-un metrou, pentru că vroiai să călătorești, să vezi și tu Parisul. Asta vroiam să văd, Parisul. Așa, și te-ai suit în metrou și la un moment dat la o stație, mi s-a spus, ai văzut prin geam și te-a văzut pe tine... Unul care cânta la acordeon. Așa s-a... Exact așa. Domnule, extraordinar. Și în momentul ăla, prinzând momentul ăla în care, cum să spun eu, metrou nu stă decât jumătate de minut sau un minut, în momentul ăla l-a sărit cu acordeonul și a început să-ți cânte. Extraordinar. Dar ce să-ți cânte? Melodii franțuzești. Înțelegi și tu care ești așa cum ești. Ce-am făcut? Bă, i-ai spus vino aproape. Vino aproape. De unde ești? De unde ești? Și el îmi spune, el ți-a spus ție, mi-a spus mie. Zice, eu sunt din Filipești de pădure. Din Filipești de pădure, ți-a spus, mă cheamă Lucian, ăsta. Ți-a spus ție. Și în momentul, da, și în momentul ăla tu ai făcut un lucru care vreau să-ți spun, nu știu ce să-ți dăruiesc pentru asta, uite, îți dau porcăria asta care nu știu cum să spun, este excepțională, dar te rog să o păstrezi pentru că face culoare frumoasă. Vreau să-ți spun, Florin, iubitule, nici nu pot să-ți spun ce am auzit. Ce? Am auzit că tu i-ai spus, ia iau așa pe românește. Și la început, tarambaram, parambaram. În metrou la Paris. Da. Fii atent. Fii atent, băi, a făcut rost de melodie pentru mine, mă, și pentru tine. Că bate vântul și frunza rău, mă doare inima, mă. A trecut tinerețea, te ajunge
bătrânețea. Vai de capul meu! Da. Geaba-i aur și palate, tot aici le las de toate. Și nu plânge după tine, decât de ea-i vrut bine. De-aia-i bine să trăiești, să trăiești, să iubești, să iubești și să o duci bine. Că nimic nu e cu tine, arzi-o focul supărare, te usucă pe picioare, azi oftat mâine țigare. Cât o să trăiesc, o toate, spune tu ce-am auzit. Ești extraordinar! Bă, tu ești extraordinar! Iartă-mă. Mulțumesc! Iartă-mă, te rog! Dă-mi voie, lasă-mă să-ți fac! Nu! Îți fac un cadou, te rog! Da, te rog! Atât te rog! Uite, n-am visat, pot să mă întâlnesc cu Florinții! Uite, ăsta este cadou pentru tine! Da! E un ceas! Așa! Vezi dacă vrei să-l duci la Manet, că e scump să nu te păcălească ăia! Așa! Ți-l fac cadou ca să știi... Îți mulțumesc! ...că timpul e în favoarea ta, orice ar spune lumea! Tu vorbești de mine, care sunt atât de tânăr! Lasă-mă să spun asta! Ce să spun de tine, care mâine poimine ai 80 de ani? E posibil! Nu spune asta, te rog! Nu-mi spune! Da, da! Și uite asta... Te vopsești la păr, nu? Mă vopsesc, da! Te vopsești, da! Și ăsta un cadou, pentru ca în sfârșit Florin Persic să-și scrie memoriile. Dacă Florin Persic n-are amintiri, cine, Doamne iartă, mare? Stai, mă, da, eu nu înțeleg un lucru. De ce mi-l oferi mie? Pentru că te iubesc. Pe cum să mă iubesc? Te iubesc, îți jur că te iubesc. Tu, Florin, îl iubești pe Mihai Vendreac. Și invers pe el. Adevărul este că sunt foarte măgulit că am putut să am ocazia să te imit. Asta ce e? Trandafir, da. E trandafir, da. Da, trandafir, da, ai făcut din stofă. Da, îmi dai voie să fac ceva, te rog. Te rog. Se uită la televizor. Da, te rog. Mai puțin. Da, te rog. Așa. Aș vrea să fac următorul gest, pentru că mama mea se uită la televizor și sigur va aprecia dacă fac asta. Iertați-l, mamă! I-a căzut tabla de pe casă. Nu, dă-mi. Deci ăsta este trofeul nostru pentru cel mai bun român și am onoarea, pentru că mama mea se uită la televizor, să-i pun mâna. Nu. Doamne. Eu. Cel mai... Ești și ai să rămâi întotdeauna, ai să rămâi în sufletul meu. Și când poate n-am să mai fiu pe lumea asta, atât de tare mă bucur că te-am cunoscut. Atât de tare mă bucur că putem amândoi să ne întâlnim fără să plănuim nimic, să improvizăm, pentru că de asta te iubesc eu așa de mult, pentru că tu tot ce faci, nu știu cum să spun, am senzația niciodată că te pregătești pentru ceva, ci dimpotrivă ai chestia asta interactivă cu publicul, cu telespectatorii. Zic că lumea că mă lăudesc. Nu, te laud pentru că te iubesc mult, pentru că ești talentat, pentru că simt că ai un suflet mai special așa. Și îți mulțumesc pentru primirea extraordinară care mi-ați făcut-o. Vreau să-l îmbrățișez neapărat pe producătorul vostru, care este Dan Păduraru, de care mă leagă o amintire extraordinară când era asistent de regie la filmul Racolarea, când eu... I am number five. Da, exact, ți-aduce aminte de replica mea. Când eu eram în momentele cele mai grave ale vieții mele, o pierdeam pe mama mea iubită. Și pentru că cei din urmă vor fi cei din tâi, doamna Bendeac,
vă sărut mâna respectuos, vă felicit pentru frumosul ăsta, care vedeți că nu mă lasă niciodată în pace și eu sunt fericit. Că dacă n-ar fi el, poate că publicul din România m-ar uita mai repede. Așa, el mă aduce mereu în amintirea celor care mă știu sau care m-au iubit cât de puțin. Te sărut, mă! Sărut, mă, la mulțumesc! Mulțumesc! A fost Florin Piersic, nu ne așteptam să fie în această seară, a fost alături de noi la întâlnirii mei și sper să-l mai vedem și cu alte ocazii.